Bună ziua, dragii noștri prieteni! Am ajuns cu caravana TVR3 în județul Vâlcea. Suntem la circa 2 ore de municipiul Craiova, într-o zonă de poveste, doamnelor și domnilor. Suntem în depresiunea Hurez, la complexul muzeal Măldărești, o zonă nemaipomenită pentru turiști, pentru vizitat. Vă invităm aici oricând. Rămâneți așadar, dragi prieteni, aici suntem, așa cum spunea și Doru, la complexul muzeal Măldărești, o zonă încărcată de istorie. Chiar acum ne aflăm în Cula Duca și trebuie să știți, încă o culă extrem de importantă, Greceanu, este cea mai veche și cea mai impunătoare din întreaga țară. Am ajuns așadar, dragii noștri, așa cum vă spuneam, în județul Vâlcea, un județ cu identitatea aparte prin diversitatea pe care o oferă. De la podgoriile de la Drăgășani, de la dealurile Drăgășanilor, mergem în Oltenia de Sumunte, la mănăstirile din Oltenia de Sumunte. Mănăstirile superbe, doar vrem să o amintim pe mănăstirea Hurezie, prima ctitorie realizată de domnitorul Constantin Brâncoveanu. Da, o să mergem la ceramica de Hurez, învârtita de la Vaideeni. Cum să nu? Iar Doru, clar, o să realizeze un tocan de oaie 100% de aici, din zona aceasta frumoasă a Olteniei. O Vâlce atât de frumoasă, cu stațiuni balneoclimaterice frumoase. Să nu le uităm nici pe acestea și mai ales portul, pentru că și eu astăzi, iată, am o ținută. N-ai zis nimic, Doru, de mine. Foarte frumos. Autentică, 100%, și responsabil de momentele artistice va fi prietenul nostru Ilie Dură. Vine cu piese una și una. Da, deci rămâneți cu noi pentru că o să avem o incursiune nemaipomenită astăzi. Vă invităm acum să urmărim împreună un filmuleț pregătit special pentru voi. Vedem acolo și harta, toate punctele pe care nu trebuie să le ratați.
ciopan nu-i altul, mă știi tu, mă știe satul, mândro. Că am oi câteva sute, toți mă știu, cioban de frunte, mândro. După turma cu oi multe, după stâna de la munte, mândro. Că am oi una și una, cam Poiana și la Jina, ca Antilișca și Novaci, vai de in și Polovraci. Că am oi una și una, cam Poiana și la Jina, ca Antilișca și Novaci, vai de in și Polovraci. Am țurcane și țigăi, oacheșe și bucălăi, și un ciopor de mielușele și stare folos cu ele. Și-mi port urma an de an, mândro. Pe cărările de munte, unde-s doruri neștiute, mândro. Să bat munții cu piciorul și să-mi cânt din fluier dorul, mândro. Sus pe munții lotrului, unde-i drag ciobanului, că nu-s mulți așa ca mine, din vai de mărginime. Sus pe munții lotrului, unde-i drag ciobanului, că nu-s mulți așa ca mine, din vai de mărginime. Am țurcane și țigăi, oacheșe și bucălăi, și un ciopor de mielușele și stare folos cu ele. Și tu, mândro, până-i lumea, mândro. Că știi face brânză bună și te îngrijești de stână, mândro. Balmoș bun și caș dospit și știi rostul la iubit, măi, mândro. Ciobăniță ca și tine găsesc numai în mărginime, dar nici eu nu-s mai prejos, uită ce cioban frumos. Ciobăniță ca și tine găsesc numai în mărginime, dar nici eu nu-s mai prejos, uită ce cioban frumos. Am țurcane și țigăi, oacheșe și bucălăi, și un ciopor de mielușele și stare folos cu ele. Să pot urca ușurel, ai hai. Până-n munții lotrului, da și ai cindrelul lui, ai hai. Că șoban din tată-n fiu, munții toți așa mă știu, tinerel și iubitor și cu drag de ei și dor. Că șoban din tată-n fiu, munții toți așa mă știu, tinerel și iubitor și cu drag de ei și dor. Am țurcane și țigăi, oacheșe și bucălăi, și un ciopor de mielușele și stare folos cu ele. Am țurcane și țigăi, oacheșe și bucălăi, și un ciopor de mielușei și stare folos cu ei. Dragii noștri, o am lângă mine pe Liliana Beu, director adjunct al Muzeului Județean Vâlcea. Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit! Cu care o să vorbim, bineînțeles, despre Complexul Muzeal Măldărești și aș vrea să o întreb, care sunt punctele de interes aici? Ce vede vizitatorul care trece pe aici prin acest complex? Ansamblul Muzeal Măldărești se compune din trei obiective, fiecare cu povestea și identitatea specifică. Cel mai vechi este dintre imobile este Cula Greceanu. Cula Greceanu, care este obiectiv de patrimoniu național și care, din punct de vedere al tradiției istorice, este cel mai vechi, cum spuneam, și începuturile pot fi plasate undeva către
început debutul secolului 17, când se povestește, legenda spune, că un capitan al lui Mihai Viteazu, în luptele pe care le-a avut cu Simion Movilă în Moldova, a căzut prizonier și a fost dus în captivitate tară, de unde, cu sprijinul unui prințese locale, a reușit să fugă și să se retragă până aici, ei considerându-se a fi fondatorii, să zicem, neamului Măldărescu. O altă legendă spune că denumirea de Măldărescu vine de la faptul că aveau maldără de bani. De fapt, întreaga comunitate locală trăiește în umbra acestei legende și trăiește în umbra acestui neam, neam care a dat multe personalități în timpul istoriei, dar întorcându-ne la Cula Greceanu, spuneam că este cel mai reprezentativ din cea mai reprezentativă din cadrul ansamblului, atât datorită faptului că este, din punct de vedere arhitectural, emblemă pentru acest stil arhitectonic, dar și pentru că de-a lungul timpului a reușit să treacă toate vicisitudinele și să prezinte astăzi ca un loc care poate fi vizitat, care poate fi accesibil turistului de rând și unde colegii mei de aici pot spune povestea. Între timp o să-l vedeți în cadru, dacă nu l-ați văzut deja, pe ceramistul Mihai Bâscu din Olari Horezu, da? Care, iată, a venit cu roata olarului și lucrează în acest moment la, eu știu ce, vas. O să ne spună mai încolo, o să-l cunoașteți. Aș vrea să lămurim publicul larg, că mulți poate nu știu ce înseamnă aceea o culă, de unde vine și la ce servea, pentru că ele sunt specifice doar Olteniei, pa, să zicem, și în vestul Muntenii. Județului Argeș, cumva, dar da, puține. Influența trece și dincolo Muntenia. Da, da, termenul vine de la, este de origine turcească, și înseamnă turn. Da. De fapt, referința este de la o primă fază de construcție a culei Greceanu, când ea s-a prezentat sub forma unui turn de apărare. Asta, cum spuneam, la începutul secolului 17. Ulterior, pe parcursul secolului 18, asistăm la o transformare a acestui turn din loc de supraveghere a Văii Oltețului la caracteristice unei locuințe civile și la o adăugare această parte a turnului a acelei componente civile care poartă amprenta brâncovenească și care este evidentă mai ales în cadrul arcadelor trilobate, pe care le vedem atât la etajul 1 cât și la etajul 2 și care asigură o deschidere și o rupere de ritm a acestei masivități, a unei construcții care se voia să fie de supraveghere, apoi de apărare. Spun de apărare pentru că, așa cum ați văzut, intrarea este barată de un drug care asigură pe cei care locuiesc împotriva oricăror imixtiuni din afară, că avem de-a face cu niște creneluri care sunt adevărate guri de tragere, dar ceea ce mai este interesant și specific acestei cule este camera aceea tainița de sus, unde în caz de primejdie boierul care locuia respectiva culă avea posibilitatea să se retragă acolo și să stea câteva zile izolat de exterior, în așa fel încât pericolul să treacă, pentru că nu vă imaginați că veneau armate de turci, ci cete mai ales în secolul XIX, cete de turci de la Vidin, care erau pus pe jaf, pe prădat, după care se retrăgeau. Era vorba de incursiunile lui Pasvandoglu, pașa de Vidin, și mai târziu, mă rog, adversiuni rărețe, să spunem așa, nu neapărat de cete mari. Nu organizate, nu, da, da, număr mare, de asta și spuneam că erau mai mult pe a prăda și a jefui zona și a pleca cât mai repede cu prada. În cadrul culei Greceanu, în schimb, avem în secolul 2, secole mai târziu, respectiv în secolul 20, o ultimă intervenție, aș spune definitivă, când moștenitorii de drepte acestei cule, Nicolae Greceanu și pictorița Olga Greceanu, fac o restaurare exhaustivă a întregului ansamblu, pornind de la zidul de la incintă, de la terasarea locului și mergând până la amenaja interiorul într-un anumit fel, dându-i destinația de muzeu de artă medievală.
Atunci adaugă o ultimă parte la etajul a doilea, o cameră pe care Olga Greceanu o pictează într-un stil propriu. După cum știți, a făcut pictură de biserică până când a murit. Dar în această sală, ea vrea să redea, după manieră bizantină, o frescă în care să se deruleze sub ochiul vizitatorului de la momentul întemeierii până la ultimul descendent, întregul neamul măldărăștilor, respectiv grecenilor. Și începe cu povestea, cu legenda, și îl avem reprezentat acolo pe Tudor Maldăr împreună cu prințesa Muhibe, ținând împreună, am zice, după modelul bizantin, chivotul bisericii, nu, macheta cu lei greceanu, și terminându-se cu ultimul descendent și cu semnătura doamnei Greceanu, o frescă care este foarte frumoasă, care este integrată ansamblului și care este o dovadă vie că ultimii proprietari au vrut ca acest loc să fie unul pentru deschis turiștilor și unul care poate fi vizitat și admirat. Haideți să vedem ce mai cuprinde acest complex și contribuția lui Ighe Duca aici în zonă. Cel de-al doilea edificiu și ca importanță și ca vechime este Cula Măldărescu, actuală intrată în limbaj Cula Duca. Cula Măldărescu, spuneam, pentru că aparține tot familiei Măldărescu, dar pentru că undeva la începutul secolului 20, Ighe Duca a cumpărat această culă care era într-o fază avansată de degradare, a fost scoasă la licitație și a participat la o licitație organizată de Tribunalul din Vâlcea și a cumpărat această culă. Pentru mulți dintre ascultătorii dumneavoastră, probabil asocierea lui Ighe Duca cu un loc din, din județul Vâlcea, unde el nu avea neamuri, unde nu avea ascendenți, unde nu avea absolut, pare surprinzătoare. Dar dacă facem o mică incursiune în trecutul omului politic, o să vedem că imediat după absolvirea facultății și luarea doctoratului la Paris, se întoarce în țară și urmează să obțină un post în drept, el terminând, fiind absolvent și având doctoratul în drept. Apelează la Vintilă Brătianu, care la vremea respectivă era ministrul economiei, pe considerentul că relațiile dintre cele două familii erau foarte vechi. Toți frații Brătianu, făcând meditație cu tatălui Ighe Duca, profesor de matematică, fondator Facultății de Politehnică din București, și cu această ocazie, Vintilă Brătianu, știind că tema de doctorat fusese societățile cooperatiste din România, îl recomandă pentru un post în administrație, în societățile cooperatiste. Dar anterior acestui amănunt, să zic, din biografia autorului, Duca a fost pentru puțină vreme, respectiv din decembrie până în martie 1903, ajutor de judecător la judecătoria Horezu. Având în vedere că a cunoscut în facultate trei dintre vâlcenii, să zicem, care ulterior au făcut carieră, Dumitru Drăghicescu, Toma Dragu, Radu Mandrea, a ales Vâlcea pentru a profesa, fie și pentru scurtă vreme, aici la Horezu. Am înțeles că a fost dragoste la prima vedere când a venit aici în zonă. De la prima până la ultima de vedere. De la prima până la ultima, da. Pentru da. Că, după cum știți, la mănăstire, la biserica de la Urșani, se află mormântul lui Ighe Duca, da. Și conform dosinței sale testamentare, el a vrut ca aici să-și doarmă somnul de veci. După ce a intrat în societățile cooperatiste, a contribuit la întemeierea obștei de aici. De multe ori a venit în zonă. După ce a cumpărat culă, a avut un motiv în plus să facă lucrul acesta. Și trebuie să spun că în cadrul culei Duca sau în cadrul ansamblului, pentru că ulterior el își va construi casa de vacanță pe care o avem în fața noastră, locul acesta a fost un loc în care s-au perindat multe personalități politice. Pe timpul verii aici au venit
deci prieteni politici, au venit prietenii, deci culturali, cela de la Vrancea a concertat aici, Filip Lahovari, au venit, a venit până... văzut și pe Carol al Doilea. Deci a venit până și regele Carol al Doilea. Da, da. A fost, avem o imagine în arhive care e ilustrativă pentru momentul respectiv. Spuneam că dacă privim în ansamblu acest loc, nu putem să ne gândim că această casă de vacanță și locul în sine poate să fie reședința unui om care a fost de 4 ori ministru și prim-ministru al României. Dimensiunile sunt modeste, sunt parcă ieșite din decorul acestui loc de sub munte, în care totul este cu măsură și bun simț. Da, aici s-au filmat producții cinematografice celebre, să spunem așa, printre ele și ultimul film, Aferim, un film cu mare vogă, premiat, așa. Premiat și, sigur da. Că da, chiar aici în Cula Duca. Nu, a fost filmat în Cula Greceanu. Greceanu și chiar Duca. În Tainița de care vorbeam, da? O secvență întreagă se petrece acolo, dar ansamblu a fost folosit pentru mai multe producții cinematografice. Da. Este păcat că nu s-au păstrat acele afișe și secvențe de la aceste filmări pentru a... Ian Cujianu din nou. Ian Cujianu și Drumul Oaselor. Sunt multe producții cinematografice care dăinuie pe peliculă cu aceste obiective, să zic, turistice și care oricând pot constitui o pagină de referință pentru Complexul Muzeal Măldărești. Este foarte bine întreținut, bine, am prins și eu o zi superbă astăzi. Facem o invitație, iată, cu această ocazie pentru toți cei care trec prin zonă, se duc încolo către Horezu, să vină și să viziteze acest complex, pentru că pe noi ne-a impresionat deja. Mulțumim tare mult, vă așteptăm cu drag și despre casa memorială Ighe Duca o să rog pe colega mea să vorbească, pentru că știe sigur suficient de lucruri care să îi determine pe vizitator să vină aici. Discutăm acum, dragi prieteni, cu doamna Maria Stan, muzeograf aici la Complexul Muzeal Măldărești, despre casa memorială Ighe Duca. Mă bucur mult de tot că am ajuns într-un asemenea spațiu încărcat de istorie, de așa amintiri. Dați-ne, vă rog, dumneavoastră, mai multe detalii pentru ca să-i facem pe telespectatorii noștri să vină aici și să afle mai multe despre această locație aparte din România. Bine ați venit pe la noi. Ne aflăm la Casa Memorială Ion Gheorghe Duca, construită chiar de omul politic liberal în 1912 ca și casă de vacanță. O să descoperiți o casă modestă pentru ce personalitate a avut Duca, dar foarte interesantă. Prin ce anume se distinge ea? Ce va atrage privitorul? În primul rând, obiectele sunt originale de pe vremea lui Duca, dar și a celei de-a treia soție a lui Duca, Nadia Roșca, care a locuit în casă până în 1968. O să descoperiți la intrare sufrageria, frumos decorată, cu obiecte din acea perioadă. Avem și un dormitor, dormitorul ambilor soți. Există salonul de primire, salonul de primire al doamnelor, dar și salonul de primire al domnilor și, bineînțeles, biroul de lucru. Iată exteriorul, pentru că nu vreau nici peste acesta să trecem. Este impresionant. Ziceați că pare o casă ceva mai mică de vacanță pentru personalitatea domniei sale, dar este și el demn de luat în calcul. Da, Duca își a construit casa la 2 ani după ce a cumpărat Cula Duca. Conform personalității sale, să zicem așa, a folosit stilul brâncovenesc stilizat, arcadele trilobate și mai multe a încercat să combine ceramica din zonă cu covoarele oltenești, cu sobele tradiționale. Exact despre aceste sobe aș fi vrut să aflăm mai multe detalii, dacă se poate. O sobă cu... Denumirea corectă este cahle. Da, la intrare în sufragerie avem o sobă foarte interesantă, de fapt un fel de șemineu cu cahle, care sunt de origine săsească, dar făcute de meșterii din zonă, montate. Se conservă într-o stare absolut... Da, într-o stare foarte bună. Foarte bună. Da. Foarte bună.
Și înțelegem că ar exista și un răcitor tradițional. Da, avem un obiect foarte interesant, da, chiar de pe vremea lui Duca, răcitorul, folosit, bineînțeles, pentru alimente, dar și pentru băuturi. În spatele culei, pe vremea lui Duca, exista ghețăria, un fel de groapă în pământ, să zicem așa, se punea un strat de gheață, un strat de paie, gheața se lua iarna de pe râu, se luau bucățile de gheață și se păstrau pentru vară, bineînțeles. Avem cumva, pentru cei care vor să știe și acest aspect, anumite fotografii, documente din acea perioadă, da, expuse? Avem, da, da, avem fotografiile casei, da, cu soția, cu fiul, avem biblioteca personală a lui Duca foarte importantă, s-au păstrat cărțile originale de beletristică, de drept, el terminând Sorbona în 1902, dreptul. Deci să nu uităm și de acest aspect. Toate acele cărți extrem de valoroase sunt, da, și ele. De pe vremea lui Duca. Chiar ale lui, de fapt. Chiar ale lui. Da. Venea, presupun, mai ales vara? Sau nu numai? Venea de câte ori avea ocazia. Da? I-a plăcut foarte mult zona noastră. Ce el, anume l-a atras aici? Bucureștean, de fapt, la, da, origine. Da. L-au atras locurile. Uh-huh. Chiar și-a făcut testamentul cu câțiva ani înainte de a muri și i-au respectat dorința testamentară și este mormântat la biserica de la Urșani, chiar în interiorul bisericii, în 34. Ce preocupări avea în acea perioadă când ajungea aici? Era drag de zonă. Veneau, plimbările erau... Da, cu, nu, trăsura. Da. Îi plăceau toate locurile, de fapt, era încântat. În cerdacul culei stătea și își făcea tot felul de planuri, de idei. Bineînțeles, era vizitat de tot felul de personalități, inclusiv Regina Maria a fost aici de câteva ori. Au lăsat cumva amintiri înscris undeva aceste personalități când ajungeau în casa domniei, da, sale? Da, chiar Regina a menționat, da, în amintirile sale despre cula de la Măldărăști și despre casa memorială, bineînțeles. A fost clar impresionată, da, de, da, da, de această locație. I-a plăcut locație foarte mult zona noastră. Dar el... Și Duca și-a scris... A scris? Da, 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 și-a scris și el câteva volume. Chiar aici? Da. Chiar aici. Eu cred că îi facem destul de curioși pe telespectatorii noștri pentru ca să viziteze și această casă specială, dar încă un loc minunat aici în Vâlcea este Mănăstirea Hurezi, prima ctitorie a domnitorului Constantin Brâncoveanu. Am fost acolo și am aflat mai multe, așadar vă invităm să urmăriți împreună în minutele următoare reportajul nostru. Mănăstirea Hurezi, cea mai de seamă ctitorie a domnitorului martir Constantin Brâncoveanu, 1688-1714, este o sinteză a artei românești din acel timp. Ea a fost construită între anii 1690 și 1693, Biserica Mare a Așezământului fiind târnosită la 8 septembrie 1693. Este declarată monument istoric. Ne bucurăm că ne vizitați iarăși, într-adevăr, o zi de vară cu ploaie și cu soare în același timp, aproape. Și ne bucurăm să vizitați mănăstirea, o mănăstire vizitată de mulți turiști, sau mai puțin, în ultima perioadă, că așa a fost situația. Dar este foarte importantă, atât din punct de vedere cultural, artistic, cât și din punct de vedere duhovnicesc, pentru că, spun asta, este ctitoria unui sfânt martir, unui mare martir al neamului nostru, este vorba de domnitorul Constantin Brâncoveanu, care a domnit între 1688-1714, an în care a fost decapitat împreună cu cei patru băieți ai lui și cu vistiernicul țării, fiindcă n-au vrut să renunțe la credința creștină, de aceea au fost decapitați, dar de aceea au fost canonizați. Iar mănăstirea este construită pe un loc împădurit cu multe păsări, Hurezi, de aceea numele corect al mănăstirii este Hurezi, și este construită între 1690-1697, deci a trecut de 300 de ani. Fiind prima ctitorie a domnitorului Constantin Brâncoveanu, el dorea să realizeze ceva deosebit și într-adevăr s-a realizat odată cu construirea mănăstirii, stilul care poartă numele stilul brâncovenesc și care este considerat stilul renașterii românești.
Nu numai că aici s-a creat acest stil fiind prima lui ctitorie, dar dintre cele foarte multe ctitorii, aceasta este cea care și păstrează totul original și este și cel mai mare complex de artă brâncovenească, pentru că biserica și clădirile de jur împrejur sunt mari, dar în afara zidurilor de incintă până la distanța de aproximativ un kilometru la fiecare punct cardinal, mai este câte un schit, schiturile fiind construite tot în jur de 1700, deci până la 1703, tot în stil brâncovenesc și tot în bună stare de conservare. Acum avem schitul de la răsărit într-o mare restaurare. Pictura bisericii datează de la 1694, anul în care s-a terminat biserica, este pictură în frescă. Pe lângă temele obișnuite care se găsesc și care sunt obligatorii în erminie, găsim aici și unele particularități. Pe pridvorul, pe peretele cu ușa în pridvor, pe lângă tema obișnuită a judecății de apoi, întâlnim portretele artiștilor, lemnarul, pietrarul, zidarul, ispravnicii și arhitectul. Este o noutate în pictura bisericească și unicitate și de fapt este un element al renașterii, pentru că stilul brâncovenesc, acela de a fi scos din anonimat artistic, pentru că stilul brâncovenesc este considerat stilul renașterii românești. Dacă tot vorbim de pictură și de particularități, tablou votiv situat în pronaos pe peretele de răsărit și nu ca de obicei ca pe cel de apus, pentru că, fiind prima ctitorie, a ținut să-și arăte descendența din cele două familii domnitoare ale țării românești. El se înrudea din partea tatălui cu Basarabi, din partea mamei cu Cantacuzini și primul registru de pictură în pronaos reprezintă întreg neamul. Deci în tablou votiv e firesc să fie domnitorul cu întreaga familie, soția lui doamna Maria și toți copiii, 4 băieți și 7 fete, dar de jur împrejur sunt domnitorii Basarab, părinți, frați din partea tatălui și Cantacuzini, rudele din partea mamei, domnitorii, bunici, unchii și mătușile. Vorbim deci de stilul brâncovenesc în pictură, începând cu ușile de la intrare, sculptura în lemn, este cea originală, ușile sunt sculptate în lemn de nu. Partea sculptată a străinilor, tot de la 1694, și catapeteasma, iconostasul sau tâmpla, sculptat în lemn de tei, de la 1694, lemn de tei și aurit. Atât pictura cât și iconostasul au fost restaurate în jurul anului 2000, pictura doar prin spălare, deci nu repictare, iar iconostasul cu mici completări pe fragmentele care lipseau, însă nu au mai fost aurite ca să se vadă ceea ce este nou și ceea ce a fost adăugat. Lăcașul este o remarcabilă realizare a artei brâncovenești, care se distinge prin originalitate, măestria liniilor și culorilor. Iată ce spunea despre execuția măiastră a pridvorului Sfântului Lăcaș, marele istoric al neamului Nicolae Iorga. Frumos pridvor pe stâlpi lucrați cu o mare bogăție de podoabe, cu un rând de stâlpi tot așa meșteșugați, sculptați, flori de piatră în jurul ușii celei mari și a tuturor ferestrelor. În lucrarea sa, bizanț după bizanț, Iorga caracteriza mănăstirea cu formele ei renașcentiste drept continuatoare a civilizației romane, ai cărei moștenitori în Europa de răsărit sunt românii. Se păstrează încă de la domnitor candelabrele dăruite de Brâncoveanu, cel din pronaos lucra la Veneția, cel din Naos la Viena cu ouă de struț de fiecare braț al candelabrului ca ornament. Și de asemenea, clopotele se păstrează de pe vremea lui Brâncoveanu, care astăzi, fiind o zi de sărbătoare, nu numai că au sunat pentru slujbele care se fac, ci și pentru pomenirea eroilor neamului nostru. Da, și l-am lângă mine pe Bogdan Tiparu, arhitect. Bună ziua, Bogdan! Bună ziua, Doru! O să vorbim acum despre Mănăstirea Hurez, o capodoperă a artei brâncovenești. Ce ar trebui să știe vizitatorul care intră pentru prima dată în acest ansamblu? Pentru prima dată ar trebui să știe că aceasta este ctitoria lui Constantin Brâncoveanu,
Constantin Brâncoveanu Boier Vechi și Domn Creștin, și faptul că Constantin Brâncoveanu, Sfântul Constantin Brâncoveanu, vine dintr-o cultură în care el își alege model pe Sfântul Constantin. Sfântul Constantin, cel asemenea apostolilor. Mănăstirea Hurezi este de altfel locul unde Brâncoveanu își pregătea cenotaful și în pronaos aștepta zilele în care, sfârșindu-se viața pământească, să rămână în veșnicie în biserica ctitorită de el, în catolicon. Pentru că bisericile de mănăstire se numesc catolicoane, adică universal, vine de la catolic universal. Constantin cel Mare, modelul Constantin, da, Brâncoveanu, este cel asemenea apostolilor, pentru că pentru prima dată în Imperiul Roman religia oficială este cea creștină, și pentru cei care nu știu, Constantin își pregătește și el locul de veci, moare la Nicomedia, la 337, iar locul lui de veci este într-o biserică care se numește Biserica Sfinților Apostoli. Această biserică presupunea cenotafele celor 12 apostoli, care urmau a fi aduse moaștele lor în Biserica Sfinților Apostoli, iar în centru ar fi fost cenotaful lui Constantin cel Mare. Hai să vorbim despre stilul brâncovenesc în arhitectură și în pictura de la Mănăstirea Hurez. Ok, dar tot trebuie să mai fac o paranteză din ce în ce mai scurtă, pentru că după Constantin, aproape toți împărații bizantini sunt îngropați în Biserica Sfinților Apostoli. După cucerirea de la 1204, biserica este vandalizată de către cruciați, și după cucerirea Constantinopolului în 1453, Mehmet al II-lea oferă patriarhie ecumenice, rămânând ca puterea lumească să fie preluată succesiv de domnii din țările române. Ștefan cel Mare, care probabil nu se știe, dar în momentul în care s-a întors de la Vaslui se spunea Bazileu, și în aceeași continuitate în Țara Românească Neagoe Basarab, care ctitorește locul care de altfel îl face pentru a se îngropa, e vorba de Biserica Mănăstirii Argeșului, și după acest model construiește și Brâncoveanu biserica sa. Așa că, pe o linie directă, plecând de la împărații romani până la Constantin Brâncoveanu, care e continuatorul lor, se are grijă de viața veșnică și după aceea de cea pământeană. Lucru pe care îl spune Constantin, spune că nu dă odihnă ploapelor lui până nu va construi Biserica Hurezi. Deci, în buna cheie a bazileilor, Constantin Brâncoveanu construiește un lucru care trebuie să dăinuie și pe care noi trebuie să-l primim ca atare, înțelegând că aceasta este tradiția noastră și felul în care ar trebui să înțelegem eforturile care le-au făcut înaintașii și lucrurile pe care ar trebui să le primim și să le păstrăm de la ei. În ordinea celor spuse de mine, pot să vă spun foarte mare ce înseamnă aceste biserici. Biserica Sfinților Apostoli, de exemplu, prima construită de Constantin cel Mare, este luată ca model la Sfântul Marcu în Veneția. Biserica Mănăstirii de Argeș, Mănăstirii Argeșului, este luată și este unică, cu un pronaos lărgit, și planul ei este un plan treflat. Este acolo tot ce ar însemna frumusețea și influența arhitecturii din tot spațiul răsăritean. Pentru că acolo o să descoperiți, de fapt, niște pietrari armeni, niște rozase făcute probabil de niște maestri pietrari, aduși, bineînțeles, din spațiul ortodox. O să vedeți tot așa turnuri care de obicei nu apăreau în arhitectura bizantină, sunt tipice arhitecturii românești. Model este probabil, de fapt, e sigur, Mănăstirea Dealul, construită de Radu cel Mare. Ei, acest pronaos lărgit era, de fapt, un testament și, în același timp, o construcție istoristă a faptului că domnii au rădăcini, da? cu acești împărați bizantini și ulterior cu familiile domnitoare din Țara Românească. Basarabii sunt primii, da? Neagoe Basarab vine și cu filiera lui craiovească,
Radu cel Frumos are grijă, nu, scuze, Radu de la Fumați are grijă să picteze ulterior cu Dobromir, Pronaosul, iar după aceea, Bunul Exemplu, care ne-a păstrat, pentru că este singurul care rămâne, în momentul în care se restaurează Curtea de Argeș, dispare fresca, au rămas câteva frești la Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă București, și singurul lucru păstrat, de o calitate inestimabilă și, bineînțeles, păstrat in situ, este Mănăstirea Hurezi. Ea este tot un plan treflat. Acest plan treflat este luat de la Athos, pentru că corurile intrau în aceste abside de pe latura de sud și de nord, iar pronaosul lărgit făcea loc acestor grobnițe, da? Cenotafului Sfântului Constantin Brâncoveanu, care Dumnezeu face să nu fie îngropat acolo. Și tot ce înseamnă programul iconografic este felul în care în perioada respectivă demonstrai legătura directă cu strămoșii tăi, pentru că în liturghie ortodoxă cerurile și pământurile sunt legate prin liturghia îngerească, prin Pantocrator și prin cei care sunt morți, neamurile noastre și cei vii noi. Adică, dintr-o dată, macrocosmosul devine în acest microcosmos, în biserică, la oaltă. Brâncoveanu, creștin și vrând să păstreze acest model cultural, că ar fi foarte important să înțelegem lucrurile astea. Într-o Europa a popoarelor astăzi, s-a ținut vreme în urmă unită prin cultura și apartenența la creștinism. De exemplu, tot ce înseamnă antichitatea romană și greacă spuneau pământurile locuite, cunoscute, oikumenos. Tot ce se știe a fi locuit. Ecumenic este și patriarhul de la Constantinopol. Același lucru bine putem spune și despre papă, care e universal. Dar Constantin Brâncoveanu era continuatorul acestui fel de a gândi și era un tip care nu era angajat doar geografic Valahiei sau Moldovei. El se vedea în buna tradiție un continuator acestor bazilei și al tot pământului locuit. Era un om extrem de deschis cultural, pentru că relațiile lui cu Veneția, cu partea italiană de cultură și de bine, erau universitățile din Padova, pe care o terminase Stonicu Cantacuzino, Bologna, erau câteva universități de renume pe care mulți dintre învățații români le frecventaseră, iar Constantin Brâncoveanu era un umanist de cultură elenă, extrem de rafinat. Și extrem de bogat. Și extrem de bogat, pentru că era un foarte bun gospodar. Înainte de a fi ales domn, el asta afirmă, faptul că se simte domn la casa lui. Trebuie să vă gândiți că în perioada respectivă oameni de o asemenea deschidere culturală nu erau foarte mulți, dar mai existau, chiar rude de ale lui. El se încuscrește cu Mavrocordat, care prin fiii lui dezvoltă una dintre cele mai mari biblioteci din perioada respectivă. Se rudește, bineînțeles, cu Cantacuzinii, un alt neam care se trage din bazileii bizantini. Și Brâncoveanu face totul pentru a acoperi nevoile spirituale ale acestui spațiu răsăritean. Lucrurile astea însemnând și un dialog perpetu și îmbogățitor cu cultura apuseană. Lucru care este vizibil în întrebările pe care, de fapt, răspunsurile care ți-l dau la întrebările care mi le-ai pus, de ce stilul brâncovenesc? Stilul brâncovenesc exact asta înseamnă. Înseamnă o perioadă care cristalizează un tip de a înțelege universul. Dar dacă nu aș făcut această introducere în care să spun că lucrurile în sensibilitatea acestui domn erau universale, el nu vedea diferențe între, de exemplu, între Europa răsăriteană și Europa apuseană. El își luase, de fapt, misiunea de a uni aceste lucruri cultural. Este felul în care și noi ar trebui să înțelegem lumea noastră contemporană prin faptul că această cultură putem să ne însușim lăsată moștenire de Brâncoveanu. Când vom face lucrul ăsta, ne vom da seama că românitatea și România reprezintă buna tradiție a acestor înaintași ai noștri, care aveau această universalitate în privirea lor. Ok, și acum, ca să trec la lucruri concrete, vreau să vă spun că, ca să demonstrez ce am spus,
că Brâncoveanu, pe lângă faptul că iubește foarte mult cultura și dezvoltă bibliotecă imensă, construiește Hurezii, gândind un program absolut novativ în multe domenii pentru ce însemna arhitectura bizantină. Este o arhitectură aulică care probabil ia un model de la Muntele Athos pentru că așează pe una din moșiile lui în mănăstire. E catoliconul, dar mai există încă 4 biserici. Dacă o identificăm și biserica satului Romanii de Jos, care se pare că ar fi venit de la români, adică robii lui Brâncoveanu. Există biserica Schitu, de fapt Sfântului Ștefan, biserica Sfinții Apostoli și în partea de est, de răsărit, ctitoria soției lui Brâncoveanu, Maria, care construiește bolnița mănăstirii. Brâncoveanu a întemeiat și o școală de pictură acolo, o școală care pentru vremea era de mare clasă și aș vrea să vorbim un pic de pictura lui Constantin în mănăstirea de la Hurez. Da. Dacă există o ruptură în tradiția bizantină, este momentul în care apare Renașterea. Renașterea trebuie văzută în felul ăsta. Da. Renașterea este de fapt când icoanele coboară de pe ziduri din frescă și devin portative. Da. Și oamenii le ia acasă, după care ușor, ușor încep să-și facă portrete și în sfârșit să dezvolte un alt tip de pictură, da, care nu mai este neapărat proprie acestei culturi bizantine. În cultura bizantină, pictura este de fapt vedenia unui sfânt. Nu se pictează niciodată altceva. Se pictează cu garanția faptului că aceea ori este un lucru pe care l-a văzut un sfânt, ori este un lucru care îl garantează tradiția. Ori intervenții de genul celor apusene, în care pictez în locul nu știu cărui sfânt, chipul pictorului, nu erau tipice nouă. Așa că toată perioada respectivă este acestor pictori de subțire, itineranți, care pictează în tot spațiul ortodox. De la Athos până în Epir, din Macedonia până în Siria, din Siria în Sinai. Deci lucrurile astea erau tipice pentru felul în care era înțeleasă cultura și cum se practica pictura în zona ortodoxiei. S-au dat sfinți mari. Unul dintre ei este canonizat, e vorba de Pârvu Mutu, care tot așa este întemeiator de școală. Brâncoveanu găzduiește și creează posibilitatea dezvoltării acestei școli. În continuare, trebuie înțeleasă pentru tot spațiul ortodox, deci nu se picta doar în Vâlcea. Se picta la fel de bine și în Epir, la fel de bine se picta și la Meteore. Deci acești pictori itineranți erau de fapt felul în care cultura noastră înțelegea practicarea acestei meserii. Iar ea, bineînțeles, că era în armonie cu zidarul, cu arhitectul, cu teologul, pentru că felul în care se așează icoanele în biserici depind foarte mult de nivelul teologic al starețului sau al celui care titorește biserica. Or, Constantinos este moștenit de Brâncoveanu de la Biserica Doamnei, biserică zidită de soția lui Șerban Cantacuzino. Șerban Cantacuzino l-aduce pe Constantinos, se pare că de undeva din zona Epirului. Gândiți-vă că școala asta epirotă sau din Tesalia avea legături directe cu ceea ce însemnau insulele venețiene, da? Corfu, de exemplu, n-a fost niciodată cucerită, iar Morea, după pacea de la Karlovitz, este redată Veneției, tot așa școala cretană. Deci toate lucrurile astea sunt un spațiu geografic mult mai larg. Faptul că aici se întemeiază o școală și că lucrurile astea sunt luate în considerare ca fiind valoroase, e un lucru pe care pe noi trebuie să ne facă mândri. Iar Brâncoveanu găzduiește, chemând la prima lui ctitorie, mare ctitorie, că nu e prima, Armicu Sărat e prima, la Hurezi, pe Constantinos, care lucrează cu Ioan, este un grup mare de zugrafi, care ulterior face școală. Ce este minunat este faptul că această școală se întinde undeva până în secolul XIX. Deci la începutul secolului XIX se pictează
după școala lui Brâncoveanului, deci a lui Constantinos și a lui Pârvu Mutu. Da. Maniera occidentală cu Tătărăscu și în sfârșit Grigorescu vine mai târziu și de fapt nu face altceva decât acoperă lucrările de foarte bună factură bizantină. Haideți să invităm pe turiști, pe vizitatori, să meargă să vadă, cei care n-au văzut și cei care au văzut să revină și să vadă aceste picturi, arhitectura, o mănăstire, așa cum spuneam, capodoperă a artei românești da, până la urmă, da. Deci, mulțumim, Bogdan. O să mergem, apropo, trecem de la treaba asta către culinar. O să vă invităm să mergeți împreună să vedeți o capodoperă a artei culinare din Oltenia de Sumunte, adică un tocan de oaie. Dragii noștri, ne aflăm la Vai de Eni, județul Vâlcea, în Oltenia de Sub Munte, într-un loc superb. Și o să gătim astăzi pentru dumneavoastră tocan de oaie. Iată, un produs tradițional, probabil cel mai gustos din această zonă. Da, înghit în sec când mă gândesc la ce o să iasă. Și ne-a primit astăzi gazda noastră, iată, doamna Florii Pătrușcă, da? O doamnă care s-a întors de la București, în locul unde s-a născut, aici la Vai de Eni, și care își întâmpină oaspeții de fiecare dată cu tocan. Este și produsul emblem al Vai de Eni, un produs tradițional, și într-adevăr este conserva ciobanului român. Ea ține și vara și iarna, indiferent de temperaturile de afară. Așa reușesc să se hrănească ei pe drumurile transfumanței cu acest tocan conservat în sucul propriu, în seu propriu. O să facem și un balmoș, pentru că balmoșul de Vai de Eni iarăși este foarte cunoscut și avem aici aproape, să zicem, vatra la care o să filmăm, așa că eu zic, doamnă, să-i dăm drum. Cu mare drag, poftiți! Suntem aici la vatră cu o familie de ciobani ungureni, Marius și Alina Ciucă, cu care o să procedem să facem acest tocan, nu, Marius? Da. Rețeta e simplă, nu e complicată, da. Tocmai prin aia e și, cum să zic eu, originală, pentru că nu o complicăm deloc. Ce este specific la acest tocan de oaie în zona Vai de Eni este că se bagă în tocan și măruntaie. Da. Dacă vedeți aici, avem... Inima, plămânii și ficatul. Și ficatul. Boșogii, cum se da. Spune, da, boșogii. Avem aici seu de oaie și restul oii, carne cu os sau fără os, tocată mărunt. Cum facem, Alina, prima dată? Ce punem prima dată în ceaun? Prima dată în ceaun punem seu. Seu, grăsimea. Adică grăsimea ei. Da. După aceea carnea. Pe când care o topim înainte. Da. Ca să fie mai bine. E, după ce s-a topit acest seu, se adaugă carnea treptat, da? Da. Carne care își lasă zeama. Da, își lasă grăsimea din ea. Își lasă grăsimea. Că ea este grasă și își lasă singură. Se fierbe până se limpezește grăsimea. Da. Și bineînțeles că atunci, fiind ea fragedă, se mai adaugă ceva? Nu, doar nimic. Sare. Atât. Sare spre final sau la început? Nu, spre final. Carnea nu e dată cu sare acum și nici nu, cu piper. Nu. Atenție, sunt lucruri amănunte de care trebuie să țineți seama atunci când gătiți un tocan. Trebuie să fie un foc nu foarte tare. Nici încet, nici tare. Un foc... Mediu. Mediu. Da. Păi eu zic, Alina, Marius, să ne apucăm de treabă. Avem acolo în spate o mostră o pulpă din oaia respectivă. Să ne credeți că chiar a fost... A fost oaie. La
La atâta carne trebuie și multă grăsime. Da, da. Acesta este seul de la oaie, da? Pe care îl punem să se topească prima dată. Câte asemenea tocane de oaie ai făcut până acum? De câte ori este nevoie, facem. Cred că de sute de ori, da, ai gătit tocan. Da. Și îl lăsăm până o să se topească bine. S-a topit seul și trebuie să punem carnea. Avem ce pune. Da. Organele nu le punem de acum. Nu, organele le punem după ce e aproape făcut, aproape. Da. Că se fac mai repede. Da, se fac mai repede. Ficatul, plămânul, inima se fac mai repede, da. Am promis că vă arătăm sloiul, acea conservă din tocan cu care ciobanii pleacă în transcumanță. Da. Sloiul se face de obicei în burtă de oaie, însă doamna Florii l-a făcut mai stilizat așa, un pic în caserole. Să dea bine la dumneavoastră. Exact, da, ca o prăjitură pare. Da, da, da. Da, vedeți, e o carne înglobată, să spunem așa, în seu, în grăsimea proprie. Balmoșu. Iată, am pus apă la fiert, am pus mălaiul. Da. Da. Și acum am pus untul. Untul, da, foarte da. Important. Un pic acum, de sare. Da, și acum punem brânza și cucașul. Brânza de două feluri. Iată, da. Avem un caș. Avem caș și brânză de oaie. De oaie. Hai, cu el. Lăsăm așa până se topește. E un preparat rapid. Final de găteală, să spunem așa, la Vai de Eni, în județul Vâlcea. A ieșit ceva nemaipomenit, miroase, încântător. Atocan de oaie. Atocan de oaie. Și de-abia aștept să gust. O să iau cu mâna, dacă nu vă supărați. Se desface de pe os. Ia, uitați. Asta înseamnă că e de calitate. Sigur, o mămăligă cât roata carului aici lângă noi. Poftă mare pe ediția viitoare, dragii mei. Vă așteptăm la tocan, la Vaiden, la noi aici. Pe mândra și pe mine lângă ea, păi uita așa. Să ne ude până la piele, s-o țin în brațele mele pe mândra. Bat-o ploaia pe mândra și pe mine lângă ea, păi uita așa. Să ne ude până la piele, s-o țin în brațele mele pe mândra. Până să uscă straiele, eu să-i sărut buzele lui mândra. Și a ochii mei căprui, că la nimeni n-a s-o spui pe mândra. Cine-o mai văzut mândruță să umble noaptea desculță ca mândra? La vreme de lună nouă, prin iarba plină de rouă ca mândra.
Cine-o mai văzut mândruță să umble noaptea de sculță ca mândra? La vreme de lună nouă, prin iarba plină de rouă ca mândra. Să mă strige lângă nuc, că știe cam să mă duc mândra mea. Să-i țin picioarele în poală, să nu-mi o prindă vreo boală pe mândra. Lasă-te mândru de rele, că mănânci nopțele mele, mândra mea. Că zilele stare lungi, eu muncesc de cat pe brânci, pe-i mândra mea. Lasă-te mândru de rele, că mănânci nopțele mele, mândra mea. Că zilele stare lungi, eu muncesc de cat pe brânci, pe-i mândra mea. Tu stai în casă la umbră, firei tu să fii de mândră, mândra mea. Tu te întorci către perete, iar eu mor mândră de sete, mândra mea. Am tot zis că noaptea dorm, d-aud mândra prin somn pe mândra. Cum mă strigă prin grădină, hai lie la fântână, măi lie, măi. Am tot zis că noaptea dorm, d-aud mândra prin somn pe mândra. Cum mă strigă prin grădină, hai lie la fântână, măi lie, măi. Lasă că te oile cu ei și din somn când mă-i trezi, mândra mea. Tai nu cu ușa stu fântâna, să-mi aflu și eu hodina, mândra mea. Și de nu te-ai potoli, cu popa mă-i sfătui, păi mândra mea. Să și te-ască o rugăciune, să-ți mai vii mândro în fire, mândra mea. Dragi prieteni, aici la Complexul Muzeal Măldărești am bucuria să vi-l prezint pe un om absolut îndrăgostit de ceramica de Horezu și anume domnul Mihai Băscu, 22 de ani de când face această meserie cu multă, multă dăruire. Mă bucur mult de tot să ne cunoaștem și să prezentăm și celor de acasă mai multe detalii despre meșteșugul acesta atât de frumos al dumneavoastră. Bine ați venit în Caravana TVR3! Bine v-am găsit! Spuneți-mi, vă rog, de unde a apărut această pasiune legată de olărit, de ceramică? Vine, să zicem, din partea mamei, din partea tatălui sau sunteți primul în familie? Deci această tradiție e o moștenire din tată în fiu de la ambii părinți. Iată, sunteți norocos, să spunem, să faceți parte dintr-o asemenea familie și să duceți meșteșugul dumneavoastră pe mai departe. Avem aici, să spunem celor care ne urmăresc, chiar roata olarului. Roata olarului tradițională. În aceste minute de când filmăm această ediție, iată, a luat naștere un prim obiect. Avem un castron, nu? Da. Deja realizat și acum... Voi face o farfurie. Facem o farfurie. Văd că acolo, încetul cu încetul, ia naștere obiectul nostru. Dați-ne mai multe detalii. De ce are nevoie un asemenea om care ar vrea să intre în acest domeniu? De dexteritate, de talent, multă muncă? Deci, în primul rând, de talent. Și să ai o pasiune specială pentru această tradiție. Deci, pentru că ceramica noastră e o ceramică decorativă și cel mai spectaculos în ceramica noastră este decorul. Decorul unde avem niște simboluri ale noastre specifice de aici, ceramici de Horezu, da. Și niște motive tradiționale. Și, bineînțeles, ustensilele de decor unice în lume, de asta am intrat în UNESCO. Iată, deci, unice în lume.
Decorul este unic în lume și ustensilele de decor, cornul de vită cu pana de gâscă și gaița sunt ustensile de decor unice în lume. Să revenim la partea aceasta legată de simbolistică și să ne dați dumneavoastră mai multe exemple. Am văzut acolo pe un platou chiar unul care le conține pe toate. Bineînțeles, cocoșul de hurezi. Da, deci noi în ceramica noastră avem niște simboluri și niște motive ale noastre tradiționale. Simboluri vin cu cocoșul de hurez, simbolul general. Apoi mai avem niște simboluri, să zic așa, mai secundare, pomul vieții, peștele, șarpele, soarele. De ce sunt acestea și nu altele, dacă puteți să ne justificați, vă rog? Deci acestea le-am primit moștenire și trebuie să le continuăm să le facem. Deci și în decorul nostru, deci foarte spectaculos este invenția de moment și combinația pe obiecte a acestor motive și simboluri. Totul vine atunci, să zicem, în funcție de imaginația dumneavoastră, ceea ce vă dictează până la urmă deci sentimentul acesta. Invenția de moment e cea mai contează cel mai mult în decorul nostru. Presupun că nici nu sunt două obiecte perfect identice, ele sunt unicate. Normal, de-aia v-am spus, invenția de moment e pusă pe obiectele noastre tradiționale. Sunt anumite culori specifice acestei zone? Știu că și acest aspect contează. Culorile care le vedeți pe obiecte, toate sunt naturale din pământuri pregătite de mine. Sunt culori tradiționale de orezul. Avem albastrul. Verdele, cărămiziu, albul și negru. Alb și negru. Deci nu vom întâlni într-o, să zic, într-o farfurie, într-un platou care să aibă semnătura horezu, roșul. Sau mai rar. Roșu aprins, așa. Mai... Da. Galben deloc? Mai folosim câte un punct și de galben ca să mai modernizăm un pic decorul, să fie un decor mai... Să atragă, nou. Poate, exact. Puțin mai mult. Dar nu foarte mult galben pe obiect. Deci câte un punct sau, mă rog. Foarte important, clar, este și lutul. De unde provine acesta? Ce calități trebuie să aibă pentru ca ulterior toate obiectele să și reziste în timp? Da, lutul este din zona noastră, se găsește într-un singur loc, în dealul Ulmului. De regulă îl aduc toamna, pentru că sunt și bulgări mari, îl las afară toată iarna, înghețul și dezghețul îl fărămițează, apoi îl dau de două ori printr-un malaxor, îl mai frământ în mână și devine ca plastilina, să zicem. Iată, nu mai un bag adevărat nimic, proces. Nu mai bag nimic altceva. Iar vopselele se din pământuri, să vă spun și cum se pregătesc. Vă rog. De exemplu, caolinul albul de pe obiecte. Da. E o rocătare care e adusă cel mai de departe din băile Harghitei lângă Miercurea Ciuc, de acolo din munte. O fărăm bine, bine ca pe făină cu un ciocan mare, împreună cu apă și macin într-o râșniță, în pietrile de moară. De două ori și devine vopsea. Acea nuanță da. Frumoasă albă. Aveți pe mai departe cui să predați ștafeta? Din păcate, asta e cea mai mare problemă a horezului la ora actuală, pentru că nu o să mai avem continuitate. Deci, după cum am preconizat și eu și colegii mei, din urmă nu mai vine tineret și meșteșugul ăsta e foarte în pericol de a dispărea. Pentru că nu mai avem nicio susținere. Ce vă lipsește? Ce anume ar trebui acolo să apară? În primul rând, protecția ceramicii noastre la nivel local. Și, bineînțeles, instituțiile statului trebuia să aibă o strategie pentru protejarea și continuitatea meșteșugurilor populare românești.
Și până la urmă, așa cum observăm pe drumurile din zonă, nu doar dumneavoastră ca meșteri populari autentici sunteți prezenți cu aceste obiecte atât de frumoase, apare din păcate și chiciul. Ce trebuie noi să facem pentru ca să putem departaja cele două laturi? Cele două laturi se pot departaja învățând care este ceramica adevărată, tradițională, cum v-am prezentat-o eu, unde se văd pe obiectele noastre simboluri, motivele care, din păcate, nu vi le-am spus, avem și niște motive tradiționale pe paianjen. Paianjenul ce înseamnă? Firicelul acela din centru până în margine, unde întâlnim niște motive ale noastre, cum ar fi coada de păun, bobocul, trifoiul, steaua. Deci aici e o invenție foarte de moment, unde sunt combinate motivele acestea pe paianjen. Numai în această zonă se găsesc. Exact. Până la urmă, priviți totuși cu optimism pe mai departe? Nu avem niciun sprijin. Vă este, înțeleg, niciun alt greu. Sprijin. Foarte greu. Plus că la noi în Horezu e cel mai mare comerț de obiecte de ceramică aduse din alte părți și alte țări, care ne concurează foarte tare. Foarte tare. Știu că îmi spuneați că doar 4 meșteri populari concret sunteți cu adevărat 100% autentici, mai ales din zona satului Olari, cum sunteți dumneavoastră. Exact. Care facem tehnologia de la A la Z, 4-5 meșteri adevărați suntem, profesioniști. Aș vrea să ne mai spuneți, pentru că sigur cei care ne urmăresc sunt interesați, care ar fi legătura între această ceramică de Horezu și mănăstirea? Da. Deci, să știți că noi avem și un stil de decor brâncovenesc, unde, cum să vă spun, avem un decor asemănător covoarelor țesute brâncovenești și nu știu dacă știați că olăritul a fost a doua pasiune a domnitorului, actitorului Mănăstirii Horez, după biserică. Deci după biserică, Constantin Brâncoveanu a iubit foarte mult olăritul. O altă mănăstire foarte frumoasă de aici, din județul Vâlcea, este și Mănăstirea Govora. Aș vrea să vă invit împreună cu telespectatorii să urmărim un reportaj pe care noi l-am realizat acolo. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră. Multă, multă sănătate și putere de muncă pe mai departe și poate printre cei care ne urmăresc, cineva o să vă caute și o să vă ceară sprijinul pentru a-i oferi mai multe detalii despre această pasiune atât de frumoasă a olăritului. Mulțumesc mult de tot, dragi prieteni, așa cum am spus, haideți să vedem împreună un reportaj despre mănăstirea de aici, din județul Vâlcea, și revenim cu muzică aici la Caravana TVR 3. Anilor, sfintele mănăstiri au înfruntat cu stoicism ispitele trecutului și au reușit să păstreze imaginea imaculată a sacrului, creând o punte de legătură între om și Dumnezeu. Neamul nostru românesc, atât de greu încercat, a supraviețuit și datorită acestor sfinte lăcașuri. O icoană a credinței, puternic afectată de trecerea anilor, dar primitoare și mereu dădătoare de speranță, este Mănăstirea Govora din județul Vâlcea. În milenara sa existență, aceasta întregește mărturiile străbune că pe aceste locuri s-a născut, a trăit și trăiește poporul românesc. Mănăstirea Govora este așezată într-un cadru pitoresc, la poalele dealului Coșul Mare, unde se întâlnesc păraiele Govora și Hința.
Legătura rutieră cu Sfântul Lăcar se face pe drumul național 67, Râmnicu-Vâlcea, Târgu Jiu, la 6 km distanță de Băile Govura și la 18 de municipiul Râmnicu-Vâlcea. Pelerinul care pășește cu credință pe aceste meleaguri, trecând de porțile maramureșene ale mănăstirii, va descoperi o oază de liniște. Aici, sacralitatea se întrepătrunde cu arta și cultura neamului românesc. Este prima oară când vizitez frumoasa mănăstire Govura și trebuie să recunosc că nu știam foarte multe lucruri despre acest așezământ monahal. Îmi venea în minte vechimea și importanța mănăstirii în cultura românească și vestita pravilă de la Govura. Am descoperit o cetate medievală, falnică și impunătoare, a cărei clopotniță se înalță spre cer. Sfânta Mănăstire Govura este ctitorie voievodală și a împlinit activitatea trei mari ctitori, domnitori ai țării românești, domnitorul Radu cel Mare, anul 1492, domnitorul Matei Basarab, 1636, și ultima perioadă de restaurare a acestui sfânt locaș este perioada de domnie a Sfântului Constantin Brâncovian. Pisania care se află deasupra ușilor de la intrare în pridvor, ea ne spune că mănăstirea este mult mai veche. În această pisanie, domnitorul Radu cel Mare ne spune că eu găsesc biserică și mănăstire lăsată în părăsire de moșii și strămoșii noștri și din bun gând al meu o dreg. Deci a existat încă înainte de domnitorul Radu cel Mare. Dar pentru faptul că domnitorul Radu cel Mare o ridică din stare de ruinare în care se afla, construindu-i biserică de piatră, ziduri de incintă, prefăcând-o într-o cetate trainică, este considerat primul întemeietor cunoscut al acestui sfânt locaș. Atestata documentară este în anul 1492, făcând parte din cele mai vechi așezăminte din țara românească, contemporan cu mănăstirea Vodița, Prislopul, Cozia și toate celelalte sfinte mănăstiri din această perioadă. Govura, ca aproape toate celelalte mănăstiri din țară, a fost nu numai un izvor de lumină duhovnicească. Prin construcția ei a constituit în același timp și o cetate de apărare în vremuri de bejenie, de care neamul românesc nu a dus lipsă. Turnul clopotniță înalt, cu ziduri groase și uși țintuite cu fier, ne dă o imagine vie despre încercările prin care a trecut Chinovia. Întotdeauna ctitorii voievodale, voievozile construiau ca niște cetăți. Și ea face parte chiar din această perioadă medievală când construcțiile erau de așa natură. Din punct de vedere arhitectonic, această mănăstire este din perioada Sfântului Constantin Brâncovianu, construită pe vechile ruini ale primei biserici a domnitorului Radu cel Mare. Se spune că biserica construită de domnitorul Radu cel Mare era mult mai mare și pe o parte din ruinele acestei mănăstiri s-a construit această bisericuță în perioada Sfântului Constantin Brâncovianul, între anii 1700-1712. Și așa cum arată acum, pictura, sculptura, arhitectura, toate sunt din perioada Sfântului Constantin Brâncovianul. Mănăstirea Govura a contribuit efectiv la promovarea culturii neamului românesc. Aici a existat o tipografie, unde au fost tipărite mai multe cărți în limba slavonă și chirilică și apoi prima carte de legi în limba română, Pravila de la Govura, în anul 1640. Numele de Govura trebuie să-și tragă originea din cuvântul slavonesc gavarit, care înseamnă a vorbi. Pentru că în acest locaș se tipăresc cărți, este și perioada când funcționează în stat și în biserică limba chirilică slavonă. Erau foarte multe cărți, se traduceau primele cărți în limba slavonă.
Și numele Sfintei Mănăstiri este de la cuvântul gavarit, a vorbi. Pentru că în perioada domnitorului, binecredinciosului domnitor Matei Basarab, se aduce și tipografia de la Mitropolitul Chievului Petru Movilă, se tipăresc mai multe cărți, primele în limba slavonă, chirilică și pe urmă vestita pravila de la Govra în anul 1640. Da, și l-am invitat pe Florin Stoican, președintele asociației Cogaion, iată a venit îmbrăcat așa în Ranger, despre înființarea unui geoparc în zona județului Vâlcea, un geoparc aspirant UNESCO, așa da, se zice, da, nu? Da. Lămurește-ne, Florin, despre ce e vorba. În primul rând, bine ați venit în Oltenia de Sub Munte. Ăsta e numele viitorului Geoparc UNESCO. E un proiect al organizației noastre și al comunității locale care își dorește să promoveze și să valorifice în mod deștept potențialul natural și cultural pe care zona asta l-are. Da, hai să vedem cam de unde începe și unde se termină acest geoparc, pentru că eu aș vedea tot județul Vâlcea inclus. Da. Mai mult decât atât, de-aia am și zis Oltenia de Sub Munte, pentru că identitatea culturală și naturală e la fel și în Vâlcea, și în Gorj, și în Mehedinți, practic da, toată Oltenia de Nord. El aici, pe ce putem noi să facem, că astea ne sunt puterile de organizație non-guvernamentală, înseamnă 6 localități, pornind de la Vaideeni până la Băile Olănești, adică și Horezul, Costești, Bărbătești și Stoienești. În total înseamnă 635 de kilometri pătrați și aproape 60.000 de locuitori care viețuiesc în această zonă. Ce încercați să scoateți în evidență? Ce încercați să atrageți? E un concept de dezvoltare bazată pe evaluarea și valorificarea patrimoniului local. Asta înseamnă geodiversitate, de aici și zice geoparc. Încercăm să punem în lumină valorile naturale de la peșteri, trovanții de la Costești, situri paleontologice și geomorfologice, apoi patrimoniul de biodiversitate, parcul național, rezervațiile naturale, pădurile, că în zona noastră sunt 1300 de hectare de păduri netăiate niciodată, și apoi patrimoniul cultural, tot ce înseamnă biserici, mănăstiri, cule și alte obiective culturale. Eu cred că ar trebui să includeți în acest geoparc și tradițiile culinare, pentru că da, sunt destule și trebuie să ne gândim neapărat la balmoșul de Vaideeni. Sigur, la, și la celelalte găteluri. Sunt incluse, sunt tocmai de asta. E un model de dezvoltare multidisciplinară, pentru că ia în calcul de la patrimoniu construit până la ceramica de Horezu, până la povești, legende, istorii, produse locale, servicii oferite în zonă. Dacă vorbim de culinar, avem brânza de Vaideeni, avem da, țuica de Oltenia, telemeaua de Vaideeni, care de Vaideeni deja are ștampilă da, de autentificare, să exact, zicem așa. Și noi încercăm să le aducem o valoare în plus, tocmai agățându-le acest patrimoniu UNESCO, pentru că încercăm să ne alăturăm rețelei globale de geoparcuri UNESCO, care înseamnă la ora actuală 169 de geoparcuri din 44 de țări. Unde mai există în România pentru marele public, să spunem? În România avem la ora actuală un singur geoparc internațional UNESCO, Țara Hațegului, și avem încă 3 proiecte, printre care și al nostru, în derulare la nivel de geoparc aspirant. Vorbim de Oltenia de Sub Munte, Ținutul Buzăului și nordul județului Brașov. Hai să vedem cât de greu e, de unde sau în ce stadiu e acum proiectul și cât mai are până se finalizează. E un proces destul de anevoios, pentru că e unul foarte serios. Vorbim de niște criterii internaționale UNESCO pe care trebuie să le respectăm și trebuie să convingem experții internaționali că suntem acolo unde acest standard internațional o cere. Asta înseamnă că lucrăm la evaluare, la parteneriate locale, pentru că toată munca asta se bazează pe, la ora actuală, cei 80 de parteneri pe care îi avem, de la meșteri populari, antreprenori în turism, autorități publice locale și organizații non-guvernamentale. Dar procesul e în felul următor. Sunt niște etape. Se depune o scrisoare de intenție, noi am făcut-o, se depune apoi o documentație cu toată această evaluare, suntem spre finalizarea ei, apoi o să vină doi experți internaționali UNESCO care pe durata unei săptămâni o să discute cu oamenii, o să vadă unde suntem și după aia durează încă un an procesul de evaluare până când vom primi acea titulatură de geoparc UNESCO, care nu este definitivă.
tocmai ca să te pună la muncă și să te țină acolo unde trebuie să fii, se face o evaluare odată la 4 ani. Deci la fiecare 4 ani noi trebuie să demonstrăm că respectăm acele standarde și că merităm să fim în această elită a geoparcurilor internaționale. Pe ce oameni vă bazați pentru a-l promova? Ce promotori aveți? Că vă trebuie niște nume. Avem un program foarte interesant care se numește Ambasadorii Geoparcului Oltenia de Sub Munte, care are mai multe categorii. Una este ambasadori în cele 41 de sate ale geoparcului. Găsim oameni care ne poartă cuvântul în comunitățile locale. Apoi avem ambasadori în orașele țării și în mai multe țări, unde avem noi membri și oameni cunoscuți, care organizează un fel de promovare în comunitățile în care sunt ei. Și avem niște personalități cunoscute, printre care atleta Ionela Târlea, care e din Costești, Cătălin Ștefănescu de la TVR, da, care e tot din Vâlcea, Mona Nicolici de și alți oameni cunoscuți, fotografi, scriitori, artiști din toate categoriile, care ne vor ajuta pe partea de promovare. Dar ce e mai important, rețeaua de geoparcuri UNESCO, din perspectiva promovării, înseamnă că Oltenia de Sub Munte va avea o ambasadă în toate celelalte 169 de geoparcuri din cele 44 de țări. Foarte important. Aș vrea să vorbim pe final și despre Muzeul în Aer Liber de la Costești, despre care sau de care te-ai ocupat la un moment dat. Da. El a fost într-adevăr în custodia Asociației Cogaion timp de 10 ani. Ne-am ocupat de îngrijirea rezervației. El practic va fi unul dintre geositurile geoparcului. Împreună cu Parcul Național Buila-Vânturarița vor constitui elementele de conservarea patrimoniului natural. Da. Acolo e o rezervație foarte interesantă, vorbim de niște pietre care s-au născut acum 6 milioane de ani. Pe lângă interesul geologic al specialiștilor pentru aceste pietre, există și un interes legat de partea de misticism, de legende, pentru de legendă, că unii spun că pietrele cresc, se ascund, le întâlnești numai în anumite momente ale zilei. Și dacă cumva de le iei de acolo, cu scopul de a le duce pe acasă, să, eu știu, să le pui prin curte, ți se întâmplă ceva rău. Asta înțeles. Da, cred că te dor șalele în primul rând, că au câteva tone. Aia de la Costești sunt cam mari. Da, da. Și cum a fost astăzi, a plouat înainte și se spune că pe râul de aici, din apropiere, vin o grămadă de asemenea de trovanți, numai că nu sunt cei de la Costești, sunt cei de pe Valea Gresarea. Da. Că trovanți sunt în mai multe colțuri din țară. Unicitatea rezervației de la Costești este că este singurul muzeu în aer liber de această natură, din toate siturile cu trovanți. Da, Asociația Cogaion se ocupă în special de acest geoparc. Da, noi lucrăm în zonă de multă vreme. Da. Noi suntem cei care am pus bazele Parcului Național Buila-Vânturarița. Unul dintre cele 13 parcuri naționale ale României este cel pus la cale de noi. Da. Apoi ne-am ocupat de administrarea lui și, deși suntem o organizație de conservare a naturii, ăsta ne e scopul pentru înființare, am realizat că în timp, cel puțin în locurile noastre, în Europa zilelor noastre, nu mai poți face conservarea naturii fără să ții cont de interesele comunităților locale și ale vizitatorilor care ajung în astfel de zone. Și ne-am reorientat, cumva ne-am schimbat obiectivul principal din conservare către dezvoltarea zonei care are patrimoniu natural. Și încercăm să le demonstrăm oamenilor că poți să aduci bunăstare și locuri de muncă și prosperitate în comunitate chiar dacă nu-ți exploatezi în mod intensiv resursele, pentru că ele pot deveni un magnet pentru vizitatorii care ajung să le prețuiască așa întregi, cum ne-a lăsat natura. Deci prevezi după 2024, să zicem, după ce se pune în funcțiune acest parc, o infuzie de turism pe aici, prin zonă? Ea există deja. Ea există, înființarea însă Parcului Național a dus la un flux de 25.000 de vizitatori pe an, care vin pentru Parcul Național, pentru traseele montane, alpinism, peologie, pădurile care sunt aici. Noi credem că ea va crește și avem în lista noastră de parteneri foarte mulți antreprenori care au început niște afaceri în turism sau vor să și le înceapă. Și lucrăm cu ei de la temelia acestor afaceri ca să le ducem în direcția care ne interesează. Un turism sustenabil care poate face dezvoltarea zonei cu respect pentru natură. Da, îți urăm succes, Florin, în toate demersurile pe care le faci. Mulțumim că ai fost aici alături de noi și, dragii mei, haideți să le ascultăm împreună pe Ilie Dura.
lumea în sat mă strigă Luca, la 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 la, fetele mă țucă, la 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 la, de curea păr mă apucă, la 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 la, să mă duc cu ele în luncă, la 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 la, să le strâng flori în mănunchi, la 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 la, până când mi-or zice unchi, la 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 la. Toată ziua cu folos, la 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 la, la lucă-n sus și lucă-n jos, lume draga mea. Lume îmi face-i un bine, la 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 la, să-mi zici Constantine, la 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 la, uitau mândrele de mine, la 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 la, și nu eram de rușine, la 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 la, le iubeam pe neștiute, la 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 la, una, două, nu mai multe, la 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 la, și scăpam basma curată, la 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 la, nu mă mai strigau la poartă, lume draga mea. De-mi zicea lumea Ioane, la 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 la, ce trai duceam, Doamne, la 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 la, făceam curte la cucoane, la 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 la, dar numai la alea faine, la 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 la, mă Ionică îmi ziceau toate, la 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 la, și iubeam pe săturate, la 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 la, și la noi și în alte sate, la 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 la, și n-aveam alte păcate, lume draga mea. Niculae de-mi zicea, la 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 la, la toți dan să bea, la 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 la, când era de ziua mea, la 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 la, și uitam că lumea era, la 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 la, dar așa se-mi deie satul, la 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 la, de la un capăt la altul, la 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 la, astăzi unul, mâine altul, la 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 la, cu vin să-și pele păcatul, la 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 la, zică-mi lumea cum o vrea, la 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 la, tot Ilie m-o chema, lume draga mea. Haideți cu mine să vedem, dragi prieteni, tot Ilie l-o chema, Ilie dură să fie, el chiar așa dur, eu nu cred că e dur, mai ales într-o ținută atât de frumoasă, astăzi la ceas de sărbătoare. Caravana TVR 3 nu putea să nu aducă în casele dumneavoastră un artist 100% autentic de aici, din județul Vâlcea, Oltenia de sub munte. Ce frumos! O ținută impecabilă, melodii una și una. Să mulțumim mult de tot, Ilie, că ai venit aici pentru a crea o ediție, sperăm noi, de neuitat, pentru toți telespectatorii noștri. Sărut mâna, bine v-am regăsit, o adevărată bucurie și onoare pentru mine, de ce nu, să fiu... în casele tuturor telespectatorilor noștri dragi, prin intermediul dumneavoastră și a colegilor. Sărut mâna din suflet, sărut mâna acolo în regie, mulțumesc colegilor care sunt atât de drăguți și îmi spun cum să fac, unde să mă uit mai bine. Ca să iasă filmarea, așa, nu? De nota 10. Cum trebuie, de nota 10. Oricum, voi sunteți oameni de nota 10 și lucrând cu oameni de nota 10, emisiunea va fi de nota... 11. Mulțumim mult de tot, Ilie, vreau să te felicit pentru că de fiecare dată vii cu acest costum autentic, spunem noi, și hai să facem o descriere pentru cei care ne urmăresc, că emisiunea noastră se vede în toată țara, de unde vrei să începem? Pentru un artist de muzică populară, costumul popular, aș spune eu că este cartea lui de vizită. Dacă nu ai un costum popular reprezentativ zonei pe care o reprezinți, nu ai cum să apari în fața tuturor, mai ales că eu, prin cântec, por și grai, reprezint această zonă superbă, zona Vaideni. Aici, la câțiva pași de culele de unde ne aflăm noi. Și începem și aș spune așa, te rog. De sus în jos, da. Pe cap am o pălărie frumoasă. Este specifică zonei. Specifică zonei sau mărginimea Sibiului. Da. Vaidenii sunt veniți din, au trecut muntele și atunci când a fost transumanța, a trecut muntele și au format regiuni, cum sunt vaideienii, cum e Crasna, Novaci, în Gorj. Mă refer Polovragiu. Și au făcut zone care încă se mai păstrează cântecul nealterat, tradiția și în special portul. Pentru că slavă Domnului, mai găsim oameni care la biserică îmbracă cu sfințenie costum popular. Continuăm, te rog. Cămașa, care are diferite forme geometrice și cusută cu muscuțe. Bineînțeles, apare negrul, iată, în această zonă. Alb și negrul. Jocul acesta. De culori. Nu le putem spune culori. Da.
până la urmă, nouă culori. Peste cămașă am un pieptar care este un model de pieptar de ginere. Iată, de ginere. Să-ți poarte noroc, cine știe. Doamne ajută, s-o întâmpla ajută. Anul ăsta, s-o întâmpla la anul. Anul ăsta vină... cred că s-a cam dus, dar vine anul 2022 și vine cu noutăți și cu alte lucruri frumoase. Continuă, te rog. Pantaloni și pantofi. Iar la brâu sunt încins cu un chimir. La noi în partea asta se spune chimir. În alte părți se spune brâu. E din piele. De zonă. Da, din piele. Foarte, foarte de frumos. Maro. Eu vreau să-ți mulțumesc pentru că astăzi m-ai ajutat în ținuta pe care am încercat să o creăm aici așa cât se poate de plăcută, sperăm noi, cu... Te rog să-mi spui partea aceasta frumoasă. Avem așa, cămașa este oltenească, pentru că Vâlcea este unul dintre cele mai bogate județe ale României, să spun așa, pentru că aici avem foarte multe mănăstiri, avem foarte multe biserici, avem o istorie întreagă în Horezu, în Vâlcea și nu numai, peste tot, dar eu vreau să aduc în evidența tuturor zona noastră a Horezului. Iar eu astăzi am această... Sunteți așa, jumătate. Băciță sau ciobăniță, să mă fie mai ușor. Și jumătate olteancă. Olteancă. N-ați lăsat, ați adus și partea aceea de Oltenia da, cu dumneavoastră. Da, trebuia neapărat. Eu am încercat să vă aduc și un strop din zona noastră superbă de aici, de la Vaideni. Această piesă, trebuie să spunem, doamnelor și domnilor, are peste 100 de ani. Este autentică. Avem și câteva mici paiete aplicate, clar țesută pe o pânză în casă. Da, iar la brâu vreau să specific acest lucru pentru că este un... Mă leagă un sentiment și mă copleșește o emoție maximă. De ce? La brâu ești încinsă cu betele sau brecirile sau cum se numește la dumneavoastră, la noi bete să spun. Bete, da. Ale bunicii mele, cu care ea a fost mireasă. Wow, ce frumos! Îți mulțumesc încă o dată, Ilie. Cred că oricine, în momentul în care poartă un asemenea costum, măcar o piesă, nu știu, parcă degajă o altă frumusețe, o altă stare. Și îți dă o eleganță aparte. Îți mulțumesc. Poți să îmbraci orice ai îmbrăca, nu e ca atunci când îmbraci un costum popular. Așa se întâmplă de fiecare dată. Ți mulțumim mult de tot pentru că ești alături de noi în această emisiune. Multă, multă sănătate, putere de muncă pe mai departe. Să ne revedem cu bine și la alte emisiuni. Te așteptăm cu drag și la Craiova. Îți mulțumesc, Doamne, pentru ajută. Prezența în emisiune. Dragi prieteni, continuăm emisiunea noastră Caravana TVR3 într-o transmisiune sub semnătura echipei noastre de la TVR Craiova. Este lângă mine domnul director Florin Epure, directorul Direcției pentru Cultură Vâlcea. Bună ziua! Bună ziua! Da, și am în mână chiar o carte semnată de dumnealui, care se numește Destinul unui om, memoria unor locuri, o carte dedicată, iată, lui Ighe Duca, în principal, și, bineînțeles, al locurilor pe unde s-a perindat, pe unde s-a plimbat Ighe Duca. Haideți să vorbim despre acest frumos patrimoniu care se află în depresiunea Hurez. Să știți că, într-adevăr, da, și Ighe Duca, după cum vedeți și în acest album, s-a îndrăgostit de această zonă, de aceste monumente, de istoria și legendele locului, care amintesc aici de Tudor Maldăr și tot el ne dă denumirea de Măldărăști, legenda lui, și construcțiile de aici, Cula Greceanu și celelalte construcții unice. Este un loc binecuvântat de Dumnezeu, această zonă a depresiunii Horezului, care cuprinde nu numai Măldărăștiu și Horezul, ci și alte localități, Costeștiul, de exemplu Slătioara, Vaidenii, toate încărcate de istorie și cu monumente de categorie de importanță locală, dar și națională, dar chiar și UNESCO. Și pentru că vorbim de patrimoniu universal UNESCO, nu putem să nu amintim de Mănăstirea Hurezi, ctitoria de la romanii de jos a Sfântului Constantin Vodă Brâncoveanu, și despre faptul că acest monument UNESCO este unic nu numai în Oltenia,
ci și în toată această regiune de la sud de Carpați. Un monument care despre care ar trebui să vorbim mai des și da, să fie vizitat și revăzut de cât mai mulți, pentru că de fiecare dată descoperi altceva la această ctitorie a Sfântului Brâncoveanu. Puțină lume știe, de exemplu, că Sfântul Constantin Brâncoveanu și-a zidit această ctitorie a lui să-i fie și necropolă, să-i fie necropolă lui, loc de odihnă veșnică lui și familiei lui. Acest lucru nu s-a putut întâmpla atunci la anul morții și știm, știm de ce, dar acest lucru s-a îndeplinit la 300 de ani de la martiriu Sfinților Brâncoveni, când în 2014, 12 octombrie 2014, racla cu moaștele Sfântului Brâncoveanu a fost adusă la Hurez. Iată un vis al domnitorului, un vis testamentar, o dorință testamentară a fost împlinită. Au rămas o părticică din moaștele Sfântului, sunt în racla acolo, vizitatorii, pelerinii pot să se închine la ea, însă osemintele au rămas la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, așa cum se întâmplase în istorie să rămână. Un alt lucru mai puțin cunoscut este faptul că Regina Maria s-a îndrăgostit foarte mult de această ctitorie a Brâncoveanului și doar Duca știa, Ighe Duca și fiul său Carol, mai târziu regele Carol al II-lea, știa de acel loc testamentar al ei de a fi înmormântată, înhumată, la una dintre bisericuțele ansamblului acesta monastic de la Hurez. Este vorba despre biserica puțin mai sus de bolnița de la Hurez, schitul Sfinții Apostoli. Acolo găsise o cruce de piatră și a spus că acel loc să-i fie locul de îngropare. Însă și aici istoria s-a schimbat, destinul ei s-a schimbat după primul război mondial și avem un alt testament al ei, pentru că s-a îndrăgostit foarte mult de Balcic și a dorit ca inima ei să fie mormântată acolo și trupul la Curtea de Argeș, după cum știți. Regina Maria venea des aici la Măldărăști, venea aici, dar și la o altă biserică importantă din zona aceasta a Horezului. Este vorba despre biserica, intrarea în Biserica a Maicii Domnului și Ioan Botezătorul de la Urșani. De altfel, și locul unde s-a îngropat Ighe Duca, pentru că legenda spune că privind de la casa lui din pridvorul lui, vedea sus pe dealul Urșanilor, vedea această bisericuță și s-a îndrăgostit foarte mult de această biserică și a dorit să fie înmormântat acolo. În anul 1934, în luna mai, a fost adus trupul lui, purtat pe brațe de ciobanii din zonă, de ciobanii vaideeni, care l-au iubit foarte mult. Țăranii l-au iubit foarte mult și el i-a iubit Ighe Duca. Această biserică de la Urșani a fost zidită la începutul secolului al XIX-lea. La 1804 era terminată de un ctitor, vătaful Ioan Popescu Urșanu. Acest vătaf de plai din zona Horezului a zidit numai puțin de 40 de ctitorii numai în această zonă a Horezului, plus cruci de piatră, de hotar și multe altele. Și iată de ce această biserică este foarte importantă. Ea are și o friză a țăranilor ctitori. Toți au fost, niciunul nu a fost lăsat, nici cei care au dat bani pentru și-au muncit, sau alții au fost cu alergătura, cum spune Pisania la această biserică. Să vorbim un pic și despre biserica din acest complex, da? Complex muzeistic, pentru că mi s-a părut foarte interesantă și ar trebui spus câteva cuvinte despre. Da, ea are mai multe hramuri, și Sfinții Voievoși, și Sfântul Nicolae, și Sfântul Gheorghe, pentru că aici este un ctitor al familiei Măldărescu. Gheorghe Măldărescu și Eva, la 1790, încep zidirea acestei biserici. Această biserică cu o pictură deosebită, care se află într-o stare cam proastă de conservare, ea va trebui restaurată, face parte și ea din acest ansamblu, face parte și ea din istoria acestei zone,
acestui complex muzeistic, mai ales că titorii sunt înhumați în această biserică și au un monument istoric valoros. De aceea cei care vin în această zonă să vadă Hurezii, mănăstirea Hurezii, unică așadar prin stilul ei românesc, stilul de aceea a fost și clasată în patrimoniu universal, văd acest complex muzeistic de la Măldărești, dar mai au și multe alte bijuterii arhitectonice în această Oltenie de sub munte. Munte, cum s-a numit ea. Este și o zonă a haiducilor, care amintesc de Miu Haiducu, de Ian Cujianu, de chiar și un haiduc modern, Nicu Munteanu, în perioada modern. Interbelică, da. Tot din zona Mitropolitului Ștefan de la Râmești. Vedeți, au existat și haiduci moderni. Și haiduci moderni. Dacă la noi în perioada interbelică mai vorbim de haiduci, ne dă seama cum era atunci. Lumea mai spune și acum, bătrânii satului vorbesc despre acest Nicu Munteanu, care lua de la bogați și dădea la săraci. Și avea, era și un maestru al deghizărilor, se îmbrăca când în preot, când în boier. Aș vrea să vă întreb, care mai e acum statutul culei Greceanu și ce eforturi se fac pentru a o introduce în patrimoniu? Cula Greceanu este într-o stare proastă de conservare și va trebui rapid făcute preemțiunea aceasta, exercitată de Consiliul Județean Vâlcea și înțeleg că este pe lista de achiziții, mai durează procedurile acestea și ne vom bucura să știm că ea rămâne în patrimoniul statului al vâlcenilor și că muzeul... Are un proprietar. Da, are un proprietar, desigur, câștigat prin proces în urmă cu mai mulți ani. Dar fiind a Consiliului Județean, rămânând aici, sigur că va putea fi vizitat altfel. Dacă nu s-ar realiza acest lucru, nimeni nu poate garanta că muzeul poate fi vizitat și în continuare. Ar fi păcat să iasă din circuit, pentru că, iată, vorbeam că e una dintre primele cule construite pe teritoriul Olteniei. Să da, zicem și aici. Sunt... puține, sunt rare astfel de... și în zona balcanică și la noi în Țara Românească și în Bulgaria și în alte zone din partea aceasta balcanică. Mai avem aici la Horezu, desigur, este cunoscut Horezu și pentru ceramica de Horez. Și ea în 2012 a fost clasată în patrimoniu tehnica prelucrării lutului în statul Olari, pentru că acolo a fost nucleul. De unde vine Nea Mihai. Nea Mihai și mai ales că anul acesta se împlinește o jumătate de secol de când a fost prima ediție a Târgului Ceramicii Populare Românești. În ce an a fost de prima dată? În anul 1971. Dar trebuie nu era să știe... aici, era la Călimănești. Da, exact. Asta am vrut să vă spun și eu, că prima dată a fost la Călimănești, la sărbătorile de acolo și după aceea a venit aici, ținându-se în centru orașului și apoi s-a mutat întreapt, cum se zice, la, în zona aceea Trei Sejari. Vă dorim... mult succes în toate demersurile pe care le faceți și noi în continuare mergem să ascultăm, iată, o muzică de aici din zonă cu Ilie Dură. Știm pe aici vreo doi, hai nașa, păi na, ce să crece o ban de soi, dum dum duru 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 du, fără oi și fără stână, hai hui prin brădui, numai cu băta într-o mână, hai hai nealăui, și pe băta reverigio, ile merdele împingi, hai ha! Păi să-l audă să mândresc, că știu rostul ciobănesc, da
dar nu știu purta cojoc cu hoină zăpăina. Și-mi va tră să facă foc cu dum dum duru 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 du. Cum să mâne oaia-n strungă, hai hui, prim rădui, s-o păzească sau s-o mulgă, hai, hai, nea la oi. Vai de bătâi ar vântul, că și-o ba numai cu gândul. Ei, ho! Păi merge vorba cu o duc bine și chimirele li spine, la oi cu patru miei, oi n-așa păina. Și că nimeni nu-i ca ei, dum dum duru 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 du. Dar n-au câini și nici sâmbrie, hai hui prin brădui, doar pe cap o pălărie, hai hai nea la oi. Și nu știu ce-i ăla țul, vai de mămăliga lor. Uhu! Păi avea moș o vorbă mare, că ciobanul-i or și care. Ciobănitul nu se face haină așa păina, de omul care nu-i place dum-dum-duru-duru-duru-du. Care n-o dormit la oi, hai hui prin brădui, prin zăpadă, vânt și ploi, hai hai nea la oi. Și n-o mers pe drumuri multe, hai hui prin brădui, de la vale către munte, ăla nu-i cioban, cioban. Dragii noștri prieteni, aceasta a fost Caravana TVR3 de astăzi. Realizată, așa cum ați văzut, de întreaga echipă semnată Studioul Teritorial TVR Craiova. Vă mai așteptăm și data viitoare în alte locuri foarte interesante de prin Oltenia. Unde anume ne vom duce, aproape că nici nu putem să știm, sau hai să nu le spunem de pe acum prietenilor noștri. Să fie o surpriză. Bineînțeles, avem atâtea zone minunate în Oltenia, nici nu știm pe care să o alegem. Mulțumim pentru atenție tuturor! La revedere!